Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Voi face oroscopul zilei de 16 mai pentru semnele de pământ, taur, fecioară, capricorn. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Voi începe cu zodia taur. Haideți să vedem pentru zodia taur ce va fi în această zi de 16 mai, ce se va întâmpla. Ok. Haideți să vedem. Împărăteasa. Va fi o zi în care va trebui să acționați. Este momentul tău să acționezi. Împărăteasa aici îmi spune că vei lua hotărârile în mâinile tale, vei ști ceea ce trebuie să faci, vei fi mai hotărâtă ca niciodată, dar în același timp vei fi foarte comunicativă, creativă, vei spune clar ceea ce vrei, ceea ce nu vrei, văd senzualitate din partea ta. Vei fi ca o împărăteasă, ca o regină, acolo, în spațiul tău, în familia ta, cu persoanele din jurul tău. Vezi că această creativitate sau acțiune care tu o vei face în ce privește un proiect anume, îți va aduce succes, da, reușită. Nouăle de monede, cred că vei face o schimbare de look, o schimbare de... în garderoba ta, vrei să fii mai frumoasă, mai înfloritoare. Aici văd că e posibil să-ți cumperi ceva, să faci anumite cumpărături, să-ți iei un moment de relax, să faci ceea ce-ți place ție, ceea ce place sufletului tău. Nouăle de monede spune că vei fi mai echilibrată ca niciodată în propria persoană, te vei vindeca de anumite situații neplăcute până în momentul de față. Ți se spune să fii recunoscător pentru timpul petrecut în singurătate sau singur, că e posibil să fii chiar și singur sau singură și să te bucuri de acest timp petrecut singur și în singurătate, pentru că te poate ajuta să-ți regăsești echilibru în propria persoană și să-ți dai seama ceea ce dorești cu adevărat. Și văd că e posibil chiar și să ai intrări de bani, da? Și să primești premii meritate pentru munca ta. Regina de spade, văd că vei lua hotărâri, te vei ridica, vei lua puterea înapoi. Aici poate vei face curățenie în jurul tău, în viața ta, de persoane care nu-ți mai trebuiesc sau care nu mai ai nevoie. Văd foarte multă independență în ce privește chiar cariera ta. Foarte multă creativitate și ai un simț umorului foarte dezvoltat. Ești foarte independentă, autosuficientă, puternică și răbdătoare. Ți se spune că este momentul să te concentrezi pe cariera ta. Sau poate vei intra în legătură cu zodii de aer, gemeni în balanță, vărsător, cu o femeie. Sau poate această femeie lucrează într-o instituție. Este o femeie care va fi determinată să ducă la bun sfârșit ceea ce a început, sau poate vei intra în legătură cu această femeie și va fi un pic cam tăioasă, cam directă, dar este sinceră și onestă. Sau poate tu vei fi acea persoană care vei decide că a venit vremea ca tu să fii, să faci curat în jurul tău și să-ți iei puterea înapoi. Împărăteasa, văd iluzii și poate vei fi mai atent la, sau atentă la o femeie. Ți se spune să stai atent sau atentă, să fii atent. Că ceva aici nu e cum crezi sau cum vezi. Și să fii atent la ce alegeri faci din jurul tău în ce privește partea de inimă, da? În ce privește partea sentimentală, să ai grijă. Și că sunt mai mulți pretendenți sau ți se ascunde ceva. Și nouăle de monede, văd un bărbat în semn de aer, gemeni în balanță, vărsător, poate vei merge la o instituție sau vei intra în contact cu o instituție, cu un bărbat care lucrează într-o instituție, poate. Și văd triumf pentru o regină de spate, poate pentru dumneavoastră sau începește cariera, independența, văd un nou început, un triumf. Sau e posibil să primiți, dacă sunteți bărbați, să primiți o veste sau o comunicare sau vi se va oferi acea cupă de iubire din partea unei femei, da, care este independentă, este distractivă, dar are un simț umorului foarte dezvoltat,
Văd că veți avea parte de un triumf dacă veți merge la o instituție. Și vi se spune să acceptați. Dar ce se va întâmpla mâine, să lăsați să vină de la sine, să lăsați să fie așa cum este, să acceptați tot ceea ce este, pentru că este cel mai important, adică și cel mai ușor, da? Să nu vă depuneți împotriva curentului, da? Să nu mergeți contra curentului, să acceptați ceea ce este și ceea ce va veni. Și să nu încercați să forțați evenimentele sau să lăsați să vină de la sine, pentru că veți avea parte de un triumf, de un nou început, de pace, de armonie, de bucurie, de iubire. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat, la revedere, Doamne ajută! Voi trece la Zodia Fecioară. Haideți să vedem pentru toți amânații mei, pentru toți cei născuți în Zodia Fecioară, pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, ce se va întâmpla în această zi de 16 mai. Asul de cupe, un nou început, pace, armonie, vești care vă vor bucura, care vă vor emoționa, intuiție. Vi se spune să vă deschideți inima iubirii, că încet, încet veți primi semnale din partea inimii că vrea să iubească, că dorește să iubească sau din partea altor persoane. Iubirea, încet, încet iubirea se va așeza în viața noastră, bineînțeles, dacă o veți primi și dacă vă veți deschide inima. Văd un nou început într-o relație, dacă sunteți într-un cuplu de lungă durată, va fi un nou început sau o renaștere a acestei relații afective. Sau pentru cei singuri e posibil să primiți o veste de la cineva sau să întâlniți în drumurile voastre o persoană unde veți începe încet, încet o relație. Patru de cupe și vă gândiți la acest lucru, sunteți în așteptare. Și văd un pic de insatisfacție sau dați... Sau e posibil să vă gândiți la un copil din trecut, dacă acel, poate acel copil este la drum și vă gândiți la acel copil, la reîntoarcerea acelui copil acasă sau să așteptați mesaje din partea acelui copil. Optul de spade îmi spune că e posibil să fie un blocaj aici, mental, să vi se repete anumite situații în mintea dumneavoastră care nu vă dau pace sau nu reușiți să vedeți dincolo de acest prezent în care vă aflați. Poate nu aveți încredere deplină. Vi se spune că ai tot ceea ce trebuie pentru a ajunge acolo unde vă doriți. Trebuie doar să ai încredere în propria persoană. Vezi că autostima, dacă nu ai mai mult stimă în tine sau dacă nu ai încredere în tine, acest lucru va fi un impediment pentru a-ți îndeplini dorințele. Deci încearcă să ai mai multă încredere în tine, încearcă să te ajuți într-un mod sau altul, să ieși din acest blocaj mental, să vezi dincolo de aparențe, da? Să te eliberezi, să-ți regăsești libertatea. Șaptele de spade. Văd aici că nu vezi clar o situație sau fugi de anumite responsabilități, nu știu, nu vrei să vezi sau scapi de un adevăr sau ascunzi ceva persoanelor dragi ție sau nu dorești să-ți arăți sentimentele sau ai grijă cu cine vei intra în contact în această zi pentru că văd o manipulare, o minciună, un secret sau ascunde ceva de tine, nu zici adevărul clar așa cum este. Și cred că trebuie să acționezi pentru acest lucru, să acționezi pentru a rezolva această situație. Nu trebuie să-ți urmezi, nu trebuie să-ți ai frică să-ți urmezi dorințele sau ai multe posibilități de carieră, dar văd și alergătură în ce privește cariera ta. Da, și văd noi începuturi și vei lua decizia în mâinile tale, vei primi vești noi oportunități pentru un nou loc de muncă sau tu vei lua hotărârea să lupți și să muncești pentru îndeplinirea viselor tale. Văd noi începuturi, foarte multă energie și chiar cu noi oportunități și foarte multă pasiune.
Haideți să vedem zodia fecioară. Da, bine, prea multe. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia fecioară, vreau să înțeleg mai mult despre aceste cărți. Ok. Asul de cupe, văd că vei primi vești noi în ce privește legea, documentele, o instituție. Văd că vei primi vești și va fi o, cum să zic, un nou început pentru tine, cu ți va da ușurare sufletului tău. Patru de cupe, dar te preocupă stabilitatea emoțională, te preocupă... ești insatisfăcut, să spunem așa, în ce privesc anumite documente legale sau noi începuturi. Este acolo o situație care te pune pe gânduri. E o neplăcere care... Dar văd că te eliberezi de o dependență sau dintr-o situație neplăcută, te vei elibera. Cred că trebuie să faci anumite sacrificii pentru că văd o insatisfacție sau o depresie și nu reușești să te bucuri de acest nou început. Te vei elibera de o dependență sau de o situație toxică. Da? Dar trebuie să încerci tu să te bucuri. Pentru că văd că te gândești foarte mult la carieră, la job, la locul de muncă sau la o persoană cu care intri în contact sau cu care colaborezi. Și optul de spade, ceva va întârzia să apară. Văd un blocaj care va întârzia să apară, e posibil în ce privește o colaborare cu alte persoane. Colaborare în aspectul financiar sau proiecte sau în ce privește pasiunile voastre, văd un blocaj aici. Te preocupi în ce privește anumite documente sau legea sau un bărbat, cum spuneam. Îți faci foarte multe gânduri, e ca și cum te ține pe loc, blocat, și îți produce chiar neîncredere, suferință și ceva întârzie să apară sau poate tu vei întârzia să pleci la drum, poate, sau de la drum, văd un blocaj. Haideți să vedem șaptele de spade cu asul, ok. Dar șaptele de spade văd că... Văd o fericire, da? Văd că vei face un drum, să te întâlnești cu cineva la drum. Asul de bețe. Ok. Asul de bețe spune că vei primi multe comunicări, vești, evenimente care vor veni, multe mesaje, să faci drumuri pentru noi începuturi, dar există și un intrigă la locul de muncă, da? Poate anumite bârfe în ce privește o situație legală, o situație karmică, în ce privește stabilitatea ta financiară sau cu persoane cu care tu lucrezi sau colaborezi. O intrigă în sensul că e posibil să auzi chiar și anumite bârfe și ți se recomandă prudență pentru aceste noi începuturi. Ce hotărâri iei cu alte persoane sau cu cine intri în contact, ți se cere prudență și să fii prudent în ce privesc anumite persoane la locul de muncă, pentru că văd multă intrigă, da? Și această intrigă nu este binevenită, dar eu văd că tu vei lua decizia mâinile tale să muncești, să clădești, să construiești, ești foarte atent la detalii și vei fi atent la detalii. Respectă. Ți se spune să respecti relațiile cu cei din jur, cu cine intri în contact, să respecti iubirea, să respecti persoanele dragi ție, pentru că respectul este inteligența iubirii. Și dacă nu există respect, nu există nimic și automat, tu nu vei fi mulțumit, vei fi bolnav sau vor fi blocaje și întârzieri în ce privește noi începuturi, pentru că te axezi foarte mult pe carieră și te gândești mai mult la carieră și trebuie să respecti și persoane din jurul tău. Și șaptele de spade, văd că ascunzi ceva poate sau nu dorești să spui un adevăr sau ți ascunzi sentimentele în ce privește
o acțiune, drumurile sau cu cine te întâlnești în drumurile tale. De aceea ți se cere să respecti, pentru că altfel vor fi bârfe în jurul tău și intrigi. Dar văd că tu vei avea puterea pentru a avea parte de noi începuturi, pentru a clădi ceva stabil. Dar, repet, respectă. Pentru că respectul, unde nu există respect, nu există nimic. Dacă dorești ca lucrurile să funcționeze, încearcă să respecti persoanele din jurul tău și situațiile și cu cine vei intra în contact. Dragii mei prieteni, mă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o zi cât mai plăcută. V-am pupat, la revedere, Doamne ajută! Ne trecem la zodia Capricorn. Haideți să vedem. Pentru toți amănații mei, pentru toți cei născuți în zodia Capricorn, ce va fi în această zi de 16 mai? Ce se va întâmpla? Pentru toți amănații mei, pentru toți cei născuți în zodia Capricorn, 16 mai. Zodia Capricorn. Ok. Steaua. Steaua aici îmi spune că lucrurile vor începe să meargă într-un mod pozitiv pentru dumneavoastră, cu rezolvări, cu renaștere. Veți începe să vedeți luminița de la capătul tunelului. Este foarte multă speranță să reușiți, să primiți ajutor din partea altor persoane. Poate veți avea contact foarte mult cu tehnologia, cu internetul. Steau aici, văd că veți primi ghidare din partea sufletului dumneavoastră, dar e important că vă ascultați acea ghidare, da? Pentru că dacă sunteți foarte mentali, e posibil să vă fugă acea ghidare, intuiția noastră, când va încerca să vă vorbească intuiția noastră în ce privește alegerile noastre sau în ce privesc deciziile, drumurile, hotărârile care trebuie să le luați. Dacă nu ascultați această intuiție, nu vă puteți ajuta, pentru că steau aici, văd că veți primi ghidare divină și vi se spune să priviți spre viitor cu speranță și cu optimism. Vor veni schimbări fericite care îți vor aduce ușurare după acele momente dificile. Și văd că veți intra în legătură cu o instituție sau cu un bărbat care lucrează într-o instituție, un bărbat detașat, mental, inteligent, care vă poate da un sfat de care aveți nevoie, ajutor de care aveți nevoie. Aveți foarte multă speranță în această persoană și aveți ocazia de a vorbi în public. Și dacă ai nevoie de ajutor, cere sfatul acestui bărbat că te va ajuta. Și văd o relație de cuplu cu care veți intra în contact sau poate dumneavoastră sunteți în această relație de cuplu unde există pasiune, unde există inspirație, unde există inovație, unde există nu știu, dar văd o relație unită unde ambii merg pe același drum, ambii va fi atracție între voi, vă veți deschide inima iubirii, veți comunica foarte bine, veți primi ajutor din partea soțului sau iubitului și dacă sunteți dumneavoastră bărbat, veți primi ajutor din partea acestei femei prietenoasă și chiar leală, care vă poate ajuta și va deschide inima să vă ajute. Văd că fiecare își va face propriul său rol în această relație. Dacă sunteți femeie, veți reuși să vă ocupați și de casă și de muncă. Dacă sunteți bărbați, văd că veți fi un susținător persoanei iubite. Oricum, văd ajutor din partea fiecăruia și vă veți echilibra unul pe altul în relația noastră de cuplu. Haideți să vedem. Steau aici, văd că veți primi ajutor din partea unui prieten sau unei prietene, văd că vă veți primi ajutor și vă va aduce ușurare. Altruism, ajutor, care vă veți regăsi speranța. Regele de spade, văd că este aici o imposibilitate din partea unei instituții sau unui bărbat. Nu știu, există poate un discop, poate acest bărbat este bolnav sau are probleme de sănătate sau pe momentul de față nu se poate mișca sau văd o imposibilitate, să spunem așa, din partea unei instituții sau din partea unui bărbat. Regina de bețe, dar șasele de spade aici văd că sunteți un pic
îngândurați și neliniștiți în ce privește o situație, în ce privește o instituție, poate, sau în ce privește un bărbat și sunteți în așteptare, dar încet, încet veți ieși din acea furtună. O veți îndrepta spre lumină, spre ape mai calme. Da, Regina de Bețe, o femeie îndrăgostită aici. Haideți să vedem. Care va fi foarte atrăgătoare, fascinantă, foarte senzuală, foarte grijulie să vă ajute. Da, există aici încredere și cineva aici merge cu încredere, se îndreaptă spre acest bărbat. Și va trebui să luați o decizie și văd regele de bețe, un bărbat în semn de foc, berbecule săgetător sau semn de pământ, dumneavoastră poate aveți ascendent în zodiul de foc, poate dumneavoastră dacă sunteți bărbat veți intra în legătură cu acest bărbat de afaceri și veți colabora cu o femeie sau dacă sunteți femeie veți colabora cu un bărbat, un șef, un lider, un bărbat de afaceri cu care veți face o colaborare care va duce spre progres. Dar pentru asta vi se spune să renunțați la anumite lucruri, să le lăsați în urmă, că și acest lucru va trece și să acceptați ceea ce este, să lăsați să vină de la sine, să nu forțați lucrurile și că există fidelitate în relația dumneavoastră de cuplu sau în parteneriatul dumneavoastră, vă veți elibera împreună, să fiți împreună liberi, da? Că există fidelitate, să aveți încredere unul în altul, pentru că aici văd că există acest lucru. Dragii mei prieteni, vă îmbrățișez și vă aștept data viitoare, vă doresc o zi cât mai plăcută, v-am pupat, vă mulțumesc că m-ați urmărit, sănătate, la revedere, numai bine!